zicem bine v-am dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Școala Cuvântului. Subiectul de astăzi va fi legat de cuvântul sanctuar, pe care îl găsim în Sfintele Scripturi. Interesant că pentru mulți acest cuvânt înseamnă, eu știu, un templu, înseamnă un loc sau un concept. Cu toate acestea vom vedea ce spune, ce spun Sfintele Scripturi. Deci, lumina pe care o găsim noi în Sfintele Scripturi, ne va lumina asupra subiectului sanctuarul. Colegii mei de platou, astăzi în găsirea sau în căutarea răspuns la această întrebare este pastorul Bisericii Adventiste de ziua 7, domnia Alexandru Șochin, bine ați venit! Mulțumim. De asemenea și inginer programator, domnia sa Nicolae Popov, bine ați venit. Mulțumim, invitat! Vă cunosc ca oameni fideli ce privește în studiul Sfintei Scripturi și studiul este sistematic. Vă cunosc ca niște comentatori și lucrul acesta sigur că ne va ajuta nouă astăzi să răspundem la întrebările care pe noi ne privesc. Interesant, găsim noi cuvinte pe care în trecut în Sfintele Scripturi, intrate la epistola către evrei, Sfântul Apostol Pavel scrie astfel. Deci citesc capitolul 8, epistola sau trimiterea lui către evrei, de la primul verset. Punctul cel mai, ne, cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri, ca slujitor al locului preasăvânt și al adevăratului cort care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul. Câteva lucruri foarte importante pe care noi le observăm. Pavel zice lucrul cel mai însemnat, adică lucru care este cel mai important. important. Este și aici întâlnim câteva lucruri pe care atribuim, sigur, pe parcursul misiunii noastre, să le clarificăm. Mare preot, care este Isus Hristos, doi, el a intrat într-un cort și în locul pe care îl numește, în cazul dat, locul preasfânt. Și întrebarea, sigur că și aceasta nu este făcut de mână omenească și evident că ne prezintă faptul că Hristos înălțindu-se, la cer, a intrat în acest, știu, în acest cort nu făcut de mână omenească. În alte, în alte traduceri este numit sanctuarul. Deci, e sanctuar, pentru că cuvântul sanctis, adică din Latine. latină, înseamnă sfânt și locul sanctuar, adică acolo unde este locul sfânt. Evident că în perspectiva care noi acum o vedem, este în ceruri. Domnul Hristos este acum în ceruri și funcțiunile pe care le are El ca mare preot. Și acum întrebarea mea sigur că este, stimați domn, care este perspectiva sanctuarului ceresc și copia pământească? Pentru că noi observăm că în Sfintele Scripturii, găsim în Exod, este a doua carte a Sfintei Scripturi, unde Dumnezeu dă indicații directe cum concret să construiască un sanctuar pe pământ. Evident că concepte avem anterior exodului, avem și mai târziu, dar cu toate acestea noi vedem o funcțiune bine determinată în detalii cărți întregi. Au fost scrise și le găsim în Sfintele scripturi. cum trebuie să se desfășoare activitatea aici pe pământ. Și acum, sigur că, care este perspectiva cerului și a pământescului sanctuar? Da. Cum ați spus deja, cuvântul sanctuar înseamnă loc sfânt. Asta presupune că acest loc este un loc deosebit. Ceva deosebit se întâmplă în acest loc. Locul acesta este deosebit în primul rând că acolo este prezența Creatorului. Dumnezeu se descopere pe sine, se relevilează prin sanctuar. Deci este locul revelației lui Dumnezeu. Ba mai mult, din momentul când a apărut în univers problema păcatului, sanctuarul a devenit și un loc a rezolvare păcatului. Deci Dumnezeu vrea să rezolvă problema păcatului anume în acest loc, loc sfânt. De aceea Dumnezeu a dat o pildă, o ilustrare, care a fost ca un machet sanctuarul de pe pământ. Dumnezeu a vrut prin această pildă ilustrare să arăte care este planul lui de a rezolva problema păcatului. De aceea a dat poruncă ca Moise, acel conducător al poporului Israel, să facă, mai întâi era într-o formă de cort, pe urmă, a fost făcut din pietre ca un templu. Când vorbiți despre cort, vă referiți la <coughs> materiale... Da, da, din piele erau făcut, uh -huh. făcut un cort. evrei uh -huh. trăiau atunci în corturi. Așa era o perioadă a istoriei. Și Dumnezeu a locuit împreună cu dânșii, în rând cu dânșii. Cum voi trăiți în corturi, așa și eu voi trăi în cort cu voi. Și ca locul prezența Dumnezeu, era într-un cort. Și acel loc era locul de întâlnire cu Dumnezeu. Locul unde Dumnezeu a vrut să rezolvă problema păcatului. Și de aceea tot ce este descris în Sfânta Scriptură, în Biblie, ce se făcea în acest loc, ce ritualuri se făcea, ce uh, practici înfăptuiau, asta este o ilustrație, o imagine. Ca omul se poate să uită și să se pricepe care este planul lui Dumnezeu de a mântui. пиламени а а у меняниря депо пока еще под саду кати вамкатева экземли че часа практика самтуару де пипамент кор дис спешуры она меня часто а часто imagine не иллюстрации те экзем получил массим по экземлу есть а дочь о жертвы оннимал а изподимашша умел вицел да Și când se ducea regulat, în fiecare zi se ducea jertfă în sanctuar, asta arată că uh, rezolvarea păcatului este nevoie de o jertfă. Deci că problema păcatului să fie rezolvată este nevoie de un pres. Și acest pres este o jertfă. Și deodată noi facem legătură cei ce a făcut Domnul Hristos. Moartea lui Iisus pe cruce este o jertfă. Înseamnă oare că jertva adusă trebuia să le îmbune pe Dumnezeu. Să-l cumpere într-un fel. Da, Dumnezeu n-are nevoie că el să fie cumpărat. Aici mai degrabă este vorba de dreptate. Că după principiul dreptății lui Dumnezeu, plata, păcatul este moarte. Deci păcatul trebuie să fie prețuit cu, cu viață, cu moarte. Și în cazul dat, Domnul Hristos a vrut să rezolve problema morții. Cum se cântă chiar în tradiția bisericii ortodoxe la mormântări. Прин Мартия, Мартия берует, Здесь Христос муринт к жертвы ел, а беруит Мартия. аризовать проблема морций. У нас есть пример, который в санктуарде пепаменте на шест лог свинт. Ира, пример, стропиря ку сынджи. символик стропиря ку сам это курациря. Сау елиминария покатывает. Păcatul trebuie să fie eliminat, el trebuie să fie uh, scos din mijlocul prezenței lui Dumnezeu și din mijlocul poporului care se închină în Dumnezeu. De aceea era nevoie anume de sânge. Sângele era acea unealtă sau acea sursă care folosite ca să fie uh, înlăturat păcatul din mijlocul poporului. De fapt, cuvântul curățării eu aș înlocui în limbajul simplu cu cuvântul iertare, eliberare de păcat. Și se mai facea încă și spalarea trupului, tot este o simbolă a curățării. Și un alt lucru care se făptuia în, în sanctuar pământesc, uh, mijlocirea preotului. Cuvântul preot este un om pus deoparte pentru a conduce toată slujba. Toată slujba în acest sanctuar. Da? Și că preot, întotdeauna mijlocea pentru popor. Și când noi vedem toate aceste detaliile care erau pe, în sanctuarul de pe pământ, noi începem să înțelegem ce face Dumnezeu în ceruri pentru noi. Evident că, nu știu, am putea să presupunem că în ceruri este sânge? Am putea noi să presupunem că acolo se aduce, știu, ei, jertfe, animale? Da, vedem în anumite cărți profetice care ne prezintă o perspectivă cerească, sunt un fel de ființe. Înseamnă oare că acestea prezintă? Și sigur că întrebarea mea, știți, acum se ivește: care este funcțiunea sanctuarului? Eu aș vrea să vorbim un pic de, din punct de vedere istoric, dacă să privim la acest sanctuar sau un loc sfânt sau cum vrem să-l numim, da? Fără doar și poate evrei nu erau primii care au avut acest fel de loc, sanctuar, templu sau cum vrem să mai numim. Dacă vă aduceți aminte, Avram se întâlnește cu un oarecare preot Melchisedec, cu siguranță că el avea un loc un, aparte unde el veneau și venea poporul la dânsul, da? Sau alte popoare. Chiar și Avram aducea jertfe. Exact. Da? Da. Da. Și alte popoare care se închinau la alții ei construiau unele temple, locuri închinate zeilor lor. Important este faptul că pentru evrei este invers. Nu oamenii construiesc special pentru acel zeu, da? Și Dumnezeu zice, eu vreau să locuiesc în mijlocul vostru. Hmm perspectiva e total diferită. Deci inițiativa vine din partea din lui Dumnezeu. Din partea lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu vrea să locuiască în prezența mm -hmm. oamenilor acestu, Cu toate că Biblia spune că Dumnezeu nu poate suporta păcatul. Înseamnă că el avea un plan. El avea un plan ca acest popor să fie sfânt. Să fie deosebit. Deci ce? își face un loc special. de ce anume să fac un loc special? De ce... Să nu-și facă fiecare jertfa lui acasă cum a fi vrut. Dacă, spre exemplu, să ne aducem aminte din Eden, da? unde Avra, um, Adam și Eva păcătuiesc, dar nu au ascultare. Atunci Dumnezeu face prima jertfă și le dă un exemplu. De ce fiecare să nu-și facă jertfa lui acasă? Păi, deja o să înceapă tot felul de, de aberații și de de la dreptate. De ce Dumnezeu face un loc concret, stabil și le dă niște îndrumări clare. De ce ar trebui să fie așa? De ce ar trebui să facă așa? Da? Și uh, pastorul Alexandru a explicat unele momente. Iată, acest lucru este foarte important de ținut minte. Dumnezeu vrea să locuiască în mijlocul poporului. Dumnezeu vrea ca acest popor să fie deosebit, să fie sfințit, curățat, după dreptatea lui. Și întrebarea, evident că urmează, care este dreptatea lui, dar atunci? Uh, mulțumesc, e foarte interesant. Deci, din ceea ce, ce ați zis de domnie, au zis domniile voastre, eu înțeleg că Dumnezeu a dorit să locuiască în mijlocul lor și prin jertfele pe care dumneavoastră să le prezentați, de fapt Dumnezeu în sanctuar lua asupra sa greșalele păcatele, așa cum le numește Sfânta Scriptură fenomenul acesta, păcatul ia asupra sa ca apoi să fie justificat Dumnezeu, pentru că mai întâlnim în anumite lucruri pe care mai târziu le vom discuta în locul prea sfânt și așa mai departe, secțiune există. Evident că ceea ce noi observăm la ziua de astăzi din perspectiva, sau hai să zic altfel, studiind sanctuarul pământesc, noi înțelegem principiile și perspectiva cerului sau planului lui Dumnezeu pentru, pentru omenire, pentru univers, pentru noi, pentru că suntem aici implicați în acest plan, suntem în contextul planului. Deci, prima funcțiune este să locuiască pentru ca să ia asupra să păcatele. Interesant, de aceea și probabil că a venit Domnul Hristos pe pământ. Așa. Asta răspunde la întrebarea de deci ce exact. a venit Hristos exact. aici pe pământ, ce s-a întâmplat, el nu putea să rămână și asta el încerca să explice ucenicilor care, sigur că de dorul de, de Domnul Hristos nici nu vreau să lese să să plece și altă dată mulți creștini încă în istorie se întrebat: de ce a plecat, ce nu ne iubește, ne-a părăsit, mm. dar el a mers în continuare ca să Finalizeze lucrarea de salvare despre care noi vorbim Așa. în cazul acesta. Evident că este timp înainte ca să vină Hristos, și este timp și după, pentru că există pregătire și există o lucrare a Sa. Interesant, în același epistolă, aceeași epistolă către Evrei, Apostolul Petru, în capitolul 9, versetul, hai să zic, la 23. Uh, zice în felul următor. Dar, deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățite în felul acesta, trebuie ca însăși lucrurile cerești să fie curățite cu șertfe mai bune decât acestea. Mm, care? Aia este de pe pământ. Mm -hmm. Vedem că acolo nu se aduc jertfe de uh, viței sau, eu știu, de mei, de animale. Și acum versetul 24. Căci Hristos n-a intrat într-un locaj de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaș de închinare, ce a intrat chiar în cer ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Și, în continuare, zice el că nu sunt suficiente jertfele pământești, pentru că el este jertva desăvârșită, pe care este prezentat acum în fața Dumnezeului cerului. Și sigur că, când vorbim acum cuvântul, locul prea sfânt, în slujire din sanctuar, ce înseamnă aceasta? Pentru că noi am întâlnit, da? Deci, locul prea sfânt a intrat da. în capitolul 8, versetul, mm -hmm. deci în capitolul 9. Se repete, locul preasfânt. Mm. Care este lucrarea sau care este sensul, care este ideea sau funcția acestui loc preasfânt? Pentru că Hristos a intrat în locul preasfânt ceresc. Pentru ca să înțelegem mai bine, probabil că ar trebui să înțelegem ceea ce este pe pământ. Da, Este un limbaj specific biblic, locul preasfânt. Este luat din structura construcției a templului. Da. Deci, deci templul a fost construit într-un O, o structură foarte bine definită da, Această Dacă... structură a avut uh, Un scop uh, Un scop educativ Un scop uh, revelativ. revelativ Mulțumesc mult că mă ajutați da. uh, De ce când noi studiem structura Noi vedem că erau câteva Părți acestui templu Prima parte era curte numită Acolo în curte era altar Unde se ducea jertfă

era prezența lui Dumnezeu, tronul lui, mm -hmm. unde Dumnezeu justifică, unde Dumnezeu rezolvă problema păcatului. Mm -hmm. De aceea, această structură a sanctuarului arată diferite etape sau faze, nu vorbim acum în limbajul nostru, limbajul nostru este nedesăvârșit ca să descriem ce este în ceruri, da, încercăm să găsim termeni ca să... Sigur, niște analogii pentru analogii. Să înțelegi, da. Sunt câteva faze cum Dumnezeu lucrează. Где, к примеру, в Курте алтарь, который был, показал жертву Христа Голготу. Служба, которая сидела в первой части секции, которая Локус Вент. Там сидели пыли, орден Лумина, свечник Тамыя,

Dumnezeu face judecată și înlătură păcatul, eliminează păcatul. Păcatul trebuie să fie uh, scos din mijlocul adunării poporului care se chină Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să fie îndreptățit în ochii Universului, în prezența tuturor, ca să înțeleagă că Dumnezeu este drept și bun în judecata sa. Да. Ши пока-то требуется, дука, э, э, вина пока-то требуется фи и пусть пячел, который есть виноват. Коеоржеджудика, то требуется сфак и чи дребтатье. Чи чини дребт, чини виктима, э, что чини естьи виновату. Шика скопила части жудикас, кассе пони вина пячел, который есть интердивер сурса. sursa a, a, a celor, da, responsabil, acelor... cel Da, responsabilul acelor abateri care sunt acum în istoria omenirii. Moartea, suferința, boală, păcatul, răutate. Deci este unul care e responsabil și de atât el trebuie să ducă pe În locul preasfânt se rezolvă aceste probleme juridice și spirituale. Deci putem să vorbim despre judecată. Da, este o, o formă de judecată cu siguranță că ar fi important de notat faptul ăsta că o perioadă îndelungată poporul Israel a avut doar un cort da? și am vorbit pastor Alexandru a spus despre un templu un deja s-a înfăptuit Solomon mult mai târziu da? dar e interesant faptul că în acel loc prea sfânt erau niște, niște obiecte deosebite și anume era chivutul în care se afla legea lui Dumnezeu se mai afla și mana, s-a mai afla și toiagul în dar și deasupra acestui chivut era un capac și pe capac erau doi heruvim, doi îngeri, da, care se, se uitau. Deci însemna, acel chivut cu legea însemna dreptatea lui Dumnezeu și deasupra acest, acești îngeri însemnau mila sau harul Dumnezeu și iată caracterul întregului Dumnezeu. De ce este păcat în lumea Pentru că oamenii sunt răi, neascultători de poruncile Lui Dumnezeu. Și iată, asupra acestui chivot, era important de adus această jertfă. Și sierfă, cum ați mai notat, s-a ducea odată în an pentru curățire Și acum interesant este ce s-a întâmplat mai departe cu lucrarea lui Hristos. Hmm. Interesant spune Apostolul Pavel în epistola sa către Corinteni, Căci Dumnezeu va duce orice faptul la judecată. Așa. Iar în cartea Apocalipsă, ultima carte cu ultimul mesaj pentru societatea noastră în care trăim astăzi, spune în felul următor capitolul 14, la vesetul 6. Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veșnică pentru ca să o vestească locuitorului pământului, oricărui neam, oricărui seminții, oricărui lui și oricărui norod. El zicea cu glas tare, temeți să de Dumnezeu și dați-i slavă căci a venit ceasul judecății lui și închinați-vă căci... Închinați-vă celul ce a făcut cerul, pământul mare și izvoarele apilor. Deci a sosit ceasul judecății. Înțeleg eu că aceste cuvinte de fapt descoper sau se pereclitează cu ceea ce ați prezentat în cazul dat, lucrarea pe care o face Dumnezeu. Deci ultimul mesaj pentru societatea noastră de astăzi este despre faptul că Dumnezeu face judecată. În ce constă aceasta? Și care este legătura dintre această judecată și venirea Domnului Hristos? A doua venire a Domnului Hristos, pe care sigur că Biblia o numește ca cel mai interesant eveniment și așteptat, răvnit de toți creștinii. Da. da. Aș vrea aici de, să notăm momentul ăsta când Domnul Hristos, înainte de moartea lui pe Cruce, spune câte, care, câteva cuvinte, da? Stricați acest templu și eu îl va face în trei zile și atunci. După învierea lui, deja apostolii spun că el vorbea despre trupul lui. Da. Deci el reprezenta sanctuarul. Da. Acum, acest sanctuar se duce la cer, să-și continue lucrarea. Da. Și ce lucrare trebuia să-și continue el, dacă nu de prezentarea sângelui său ca mijloc de curățire a păcatelor noastre înaintea Dumnezeu. De deci, ce și perioada aceasta când? Domnul Hristos mijlocește pentru noi și El este un mare preot. Ce înseamnă că e preot? E un om care, sau o persoană care, într-un fel, mijlocește pentru omenire. Deci noi astăzi avem deja un mare preot. Mai uh -huh. este oare necesar să mai avem alți care să mijlocească în, uh -huh. între noi și Dumnezeu? Probabil nu. Pentru că, sau cu siguranță nu, pentru că avem pe mare preot care poate mijloce. Deci noi direct, cum zice și apostolul, avem acces la locul prea sfânt prin Isus Hristos pentru mântuirea și salvarea păcatelor. Da. Uh, scopul venirii lui Hristos în ce constă? Cum însă Hristos a spus: "Iată eu vin ca să dau fiecăruia după faptele lui." Așa. Cu alte cuvinte, venirea lui Hristos este punctul culminant

акцентуес кучиси диосибешти жудиката, жудиката луи думне зил, ди жудиката часто помытяска. Три версети, да, как примите, с фарти репеди в Раусачтеск. Приму пассаж дин карте Екклесиас капитулу до эспизечи, версету па эспизечи. Кэзи думне орче фапте ла жудиката. Жудиката часто сева фачику приверила то, че есть асконс с фи фиебини фиерел. Яка у момент момент деосибит.

când se spune fapte, aici se spune cuvânt. Și încă un verset, de fapt ați citit, ați citat acest verset de memorie, dar eu aș dori ca să confirm chiar cu citirea. Întâi Corinteni 4 cu 5, 5. Da? Uh -huh. este spus că Dumnezeu va duce, va, va descoperi gândurile și inimilor, da, că Noi vedem că judecatul Dumnezeu cuprinde toate aspectele, faptele, cuvintele, gândurile. Judecatul de pe pământ, gândurile mele, nu poate să mă judece, dar Dumnezeu se uită mai adânc. De ce? perspectiva judecăților lui Dumnezeu, judecatul Dumnezeu este obiectiv, ea cuprinde toate aspectele vieții omului, faptele, cuvintele, gândurile și de aceea va fi cea mai dreaptă, cea mai corectă. Și răsplata care va veni împreună cu venirea lui Hristos va fi cea mai corectă. Și ca încheiere, judicata trebuie să fie înainte de venirea lui Hristos ca venirea lui Hristos să încheie, să dea un rezultat, o sentință la această judecată. Deci, corect, înțelegem faptul că Hristos, la momentul dat, este în locul preasfânt. Da. Iar aici, interesant, Apostolul Pavel, în continuare, în capitolul 10, de la versetul 19, spunea astfel. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă sau slobodă în locul prea pe care cea nouă și vie pe care ne deschis-o el prin pentru, perdeau din la untru, adică trupul său și așa mai departe. Avem acces la locul preasfânt. Spuneți, vă rog, care este vestea bună legată de uh, prezenții Domnului Hristos în locul preasfânt la momentul dat. Pentru că ne vorbim de judecată și știți când vorbim de judecată, cam oamenii se tem. Uh -huh. Probabil că este bine, pentru că te trage la, respons la responsabilizare, te responsabilizează. Dar cu toate acestea, care este vestea bună? Pentru faptul că Hristos este acum în locul preasfânt și noi zice că avem acces prin El la acest loc. În perioada aceea când Pavel vorbește aceste cuvinte... Încă, probabil, dacă țin minte corect, acel templu încă mai era. În o gradă n-aveau acces toată lumea. <coughs> în, în templu, în prima cameră sfântă, în general, doar preoții veneau și în Sfânta Sfintelor doar marele preot. Acum, uitați-vă, Pavel spune că avem direct acces în Sfânta Sfintelor. Chiar am trecut și prin o și prin Sfânta, deja suntem acolo în Sfânta Sfintelor. În fața a cui? În fața lui Dumnezeu. Da, dați seama? Deci aceasta este o, o mare descoperire și o mare uh, eu știu uh, un, un lucru uimitor, ce Pavel spune pentru ascultătorii lui, când ei pot avea acces chiar și neamurile, mm. chiar și cei ingineri care nu aveau mm. de face cu poporul său, pot avea acces direct la Dumnezeu. De ce? Prin cine? Doar prin Isus Hristos. Pentru ce? Pentru mijlocirea lor Înainte Dumnezeu, într-o mântuire nu. În da. Evident, în timpurile trecute limită, deci era limitat accesul da. în sanctuar. Putea să intre doar preotul, da. iar odată în an doar marile preu, deci unul din tot poporul, care trebuia, sigur că noi înțelegem că le prezintă Domnul Hristos pe fiecare dintre noi. Mm -hmm. Și acum când vorbim despre că la ziua de astăzi este deschis accesul prin Hristos, noi ne vorbim despre un fel de turism. Da, deci eu, da, noi putem să ne plimbăm, ne-am văzut, da, interesant. Ce face Hristos, da, lucrul acesta putem să-l vedem în Sfintele Scripturi, da, 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 dar noi vorbim despre faptul că Dumnezeu ne oferă nouă, fiecărui, acces. Audiență. Pentru ca să avem salvare. Așa. Și salvarea se face prin substitut, adică El în locul nostru. Hristos în locul nostru a murit. Și acum, dacă noi acceptăm. Acum, cauza noastră este acceptată în locul preasfânt, în sensul oferirii salvării, la ziua de astăzi. Și prin credință, noi putem să facem lucrul acesta. Nu este un loc undeva unde trebuie să facem un pelerinaj, da? deci un pelerinaj, deci, am intrat, am intrat, am venit, mm -hmm. turism, am făcut niște poze, ne-am pozat cu Hristos acolo undeva, e imaginar sigur că, mm -hmm. dar nu despre aceasta se vorbește ce astăzi se vorbește despre salvarea reală pe care Dumnezeu o oferă Acum este, aș spune eu, este un timp, este timpul de har așa uh -huh. cum spune și Scriptura, chiar și în zilele noastre încă există religii care au această aedoma construcție, uh -huh. da? cu uh -huh. Probabil o numesc ei, nu știu cum, da? Altar sau ceva de genul unde nu au acces toți, nici chiar femeile sau alți, alți oameni care nu sunt și așa mai departe um, Acum este timpul de har când Dumnezeu mă acceptă prin Iisus Hristos și mă acceptă în prezența Lui înaintea caracterului sau așa cum ziceam, dreptatea care era legea Lui și harul care reprezentau îngerii. Interesant lucru este faptul când eu îmi dau seama că Iisus mă acceptă, asta înseamnă că viața mea trebuie să să schimbi cumva. Eu nu pot veni în aceeași măsură, să rămân în aceeași măsură cum, cum am venit la Hristos. Da? Eu trebuie să fac o schimbare, așa cum spune Scriptura. Și atât probabil asta și este rezultatul către ce noi ar trebui să, să vorbim oamenilor. Da? Important este că în prezența Lui Dumnezeu nu rămâi la fel. Uh -huh. dar trebuie să te schimbi conform dreptății Lui Dumnezeu. Uh, evident. De ce este important prezența Domnului Hristos sau lucrării Lui în, 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 sanctuarul ceresc. Și aici interesant cum spune Apostolul Pavel, tot în aceeași epistolă către evrei, în capitolul 6, ultimele versete, zice în felul următor, pe care o avem ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și necletită, care pătrunde dincolo de perdeaua din lăuntru templului, adică sanctuarului, unde Isus a intrat pentru noi ca Înainte, mergător când a fost făcut mare preot în veac după rândul lui la Interesant. De ce este atât de importantă? Pentru că El. Eu aș sublinia fraza aceasta: A intrat pentru noi. Pentru noi. Deci, sau poate din mai tradus, măcit în favoarea noastră. Uh -huh. El a intrat în prezența lui Dumnezeu.

Hristos mijlocește și mă apără. Deci, cu alte cuvinte, vestea bună, ce face Hristos astăzi în sanctuar, El mă prezintă pe mine și El rezolvă problemele mele în fața Creatorului acolo în sanctuar din cer. Mulțumesc, domnilor, pentru faptul că ați fost împreună cu noi la această emisiune. Știți, a fost o sarcină destul de grea. Pentru că de este nevoie să se explice ce este sanctuarul, și cel mai important, funcțiunea lui și personajul care, de fapt, prezintă lucrarea acestei salvări sau planului de mântuire, de salvare pentru omenirea noastră, care este Domnul Isus Hristos. Vă doresc succes în activitățile dumneavoastră! Okay. Uh, scump prieteni, Vestea cea mai frumoasă este faptul că nu este nevoie de oameni, nici de morți, sfinți, nici de eroi ai credinței, nu este nevoie de oameni vii la ziua de astăzi, indiferent de poziția lor socială sau experiența lor religioasă. Nu avem nevoie de nimeni decât de Domnul Hristos care este mijlocitorul nostru. El astăzi este în locul preasfânt și noi, prin El, avem acces direct. Lucrul acesta se face sigur că prin credință. Dar credința este argumentată. Și argumentele le găsim, iată aici, în Sfintele Scripturi. Vă invit ca să accesați aceste argumente pentru ca să vă convingeți că credința aceasta nu este zadarnică. Dacă v-a plăcut acest material, vă invit să vă împărtășiți cu el, să ne dați o reacție, să ne comentați sau să ne puneți o întrebare. Și sigur că vă invit să accesați și materiale anterioare pe care de fapt noi le facem pentru domniile voastre. Noi vă zicem la revedere, până data viitoare.